Tu știi cum poți să obții cazierul rutier? De acum este foarte simplu și se poate face online. Primul pas este să accesezi portalul MEAI pentru servicii publice electronice. hub.meai.gov.ro. Dacă nu ai deja un cont creat, poți genera unul în două modalități. Fie direct pe hub.meai.gov.ro, fiind necesară verificarea identității o singură dată la o unitate de poliție, fie prin ghișeul.ro, caz în care nu mai este necesară deplasarea la o secție de poliție. După crearea și validarea contului, din meniul portalului, accesați pictograma Istoricul sancțiunilor rutiere. De reținut, acest serviciu este disponibil doar deținătorilor de permis de conducere național. Pentru generarea documentului, accesează butonul Solicită istoricul sancțiunilor rutiere. Selectează perioada și motivul eliberării documentului, iar mai apoi bifează acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Următorul pas este să accesezi butonul Trimite cererea. Ulterior, documentul va putea fi descărcat din tabelul de documente cu istoricul sancțiunilor emise. Este important să știi că documentul emis prin portalul hub.meai.gov.ro este valabil doar în format electronic și se eliberează gratuit. În cazul în care dorești eliberarea unui astfel de document în format fizic, te poți prezenta la sediul oricărui serviciu rutier din cadrul unui inspectorat județean de poliție sau la sediul brigăzii rutiere din cadrul Direcției Generale de Poliție a municipiului București.